care, dă, care înconjoară curtea interioară, era locul unde în timpul slujbei stăteau femeile. În moschee, femeile trebuie să fie separate de bărbați în timpul slujbei. Bărbații stăteau în locul cel mai comod, iar femeile... Para el século XIII. Pero la mezquita es la mayor del mundo después de la Meca. La mosquée, la dimensión, es la más grande del mundo después de Meca. 24.000 metros cuadrados. Aveva 24.000 de metros cuadrados, inclusive curtea exterior. La primera mezquita es solo esta capilla hasta esta otra, y del segundo muro hasta la capilla exterior. Entonces, mosquée inicial es de la entrada până la acest stâlp, iar de la a doilea zi până în spate, aceasta era dimensiunea inițială a moscheei. În timpul epocii arabe se fac trei mări ale moscheei. Prima extindere, secolul IX, Abderrahman al II. Cea de acolo, toate aceste materiale au venit la Cordova, transportate pe rută, doar fizic. Vedem aici, aceste coloane de marmură sunt creștine de secol, desigur, de secol 18, dar arcul în sine este de secol 10. Care avea aceste fereste ca să dea lumină. Deci arcul este arat ce trei arce pe dreapta. În acest loc mai existau încă trei. Despre, în siglo XV, în Corva, se conquista în siglo XIII, anul 1296, se apena un tercero, nu cambió nada, solamente contra la escuela de Catedrala Cordova se cucerește în anul 1236. Fernando al III-lea nu a făcut nicio intervenție în această construcție, pur și simplu a sfințit-o ca o catedrală și nimic altceva. Depoi, în siglul XV, este de Lorenz Catolic, și a cândit un altele comunitate para avere instalat. Este la primera catedrală. În secolul XV, în vremea regimului catolic, se scot coloanele care această dată, arhitectul arab n-a mai folosit material din alte construcții. Coloanele sunt unitare, sunt aceleași stil, cu alternanță de marmură roșie și neagră. În această parte, arcele sunt în original, deci cărămidă, alternanța e cărămidă și piatră, fără a mai fi acoperite cu tendriale Gracias.
se folosește o singură dată în procesiunea de Rusal. Alrededor de toată la vida de Jesus, în centru unde va Santísimo. Deci, baza acelei mici figurine de argint și aurit sau de aur, este toată viața lui Hristos. De asta moschei. Aici este altarul sau miradul unde este plasat Coranul. Tot ceea ce vedeți aici că strălucește în față, în dreapta, în stânga, în cupolă, este mozaic bizantin. Acest mozaic bizantin constă în mici bucăți de sticlă, ceramică, pietre prețioase, semiprețioase, aur, bucăți mici ca paiete. Deci ușa imanului, pe unde iese preotul musulman. Ușa de acolo este ușa califului. Cealaltă sunt ferestrele de unde ascultau slujba nevestele califului. Nu toate, nu? Nu toate. Solo la favorita. Numai favorita. Digo, el califa de Abraham III juntó en Suarez 600 mujeres. Abderrahman al doilea a avut în haremul său 600 de neveste. 600? Din punctul de vedere, prea mult. Yo digo 599 de pentru el 599 se pare bine. Al doi muere, te dio 600. Deci, în califul. Aici, deci, Coranul era plasat aici, în mijloc. Deci, în mijloc era o formală și cu o susținere pentru Coranul. Construiește în secolul XIV, din ordine lui Enrique al doilea de Trastamara, regele Castiliei și Leonului. Sabe que antes de los reyes católicos había varios reyes. Sí, sí, sí. Entonces este trabajo está hecho por árabe, pero bajo dominio cristiano. Eran los mudéjares. Deci această lucrare este făcută de către meșteri arabi într-o țară creștină. Deci este mudéjar. Ei nu mai puteau să se extindă în direcția aceea pentru că este râul, s-au extins în această direcție, se poate vedea zidul exterior, se poate vedea unde este acela o ușă care era a vechi moschei care este acoperită, mai era încă una mai bună roșie care vedeau vechea moschei. Există 56 de capele particulare ale familiilor bogate din Cordova care au plătit. Au făcut donații. Deci, în timpul vechii moschei arabe, era zidul cu ferestre în acea parte, iar aici, ieșire din timpul. Și atunci totul devine foarte nervos, deci trebuie să spargă cavalul ca să aibă din loc în loc ca să intre acea senică lumină în catedrală. Thank you.